Nu o să facem pledoaria formelor de asociere fără a recunoaște că întâmpină dificultăți. Odată înființate, e greu să reziste în timp. De exemplu, cu luni în urmă, La Par a ieșit din FENEPAR, un subiect sensibil și evitat de mulți. Întrebat direct de ce a ieșit La Par din FENEPAR, domnul Marcel Cucu răspunde. Da, în legătură cu FENEPAR-ul, este o întreagă poveste. Eu am avut o părere personală încă de la constituirea lui, a acestei federații. FENEPAR-ul este constituit și bănuiesc că lumea a înțeles pentru a ne reprezenta pe noi, organizațiile de fermieri, fie din sectorul vegetal, animal, pomicultură, viticultură și așa mai departe, în relațiile cu organismele europene. De aceea a fost constituit. Din păcate, el, că-i zicem FENEPAR, federația aceasta, care ar trebui să aibă o altă denumire, eu aș zice confederație, care ar trebui să fie o federație de federații naționale, și-a inclus în componență din motive de interese străine, interese pentru care a fost constituit, fel de fel de pseudo-organizații absolut fără nicio reprezentativitate. Eu n-aș vrea să dau neapărat și să nominalizez, totuși nu pot să nu amintesc aici că în FENEPAR, de exemplu, cu drept de vot ca și La Paru este o anume societate de consultanță și soft care se cheamă Siveco din Timișoara președintelui. Așa. Mai este o asociație de pe undeva, de pe un world, care are un singur membru și nu poate niciodată să demonstreze că ar avea mai mulți sau că ar avea reprezentativitate, că vorbim aici de reprezentativitate națională și așa mai departe. Ei, atunci când este vorba de decizii, conducerea federației se baza pe aceste formațiuni pentru a lua decizii absolut, câteodată absolut aiurea. Și toată chestiunea asta a culminat cu o adunare generală din ianuarie, când din partea La Parului s-au prezentat mai mulți decât a fixat președintele, deci trei reprezentanți. Ce au fost 5 sau 6 și atunci cu niște bodyguards i-a dat pur și simplu afară pe cei care au intrat în plus. Un gest total inacceptabil. Și atunci La Paru a hotărât să se retragă din FENEPAR până când statutul acestei federații va fi restructurat complet și va urmări țelurile pentru care a fost constituită. De curând, Viorel Matei, președinte FENEPAR, și-a dat demisia. Cum este privită această mișcare? Eu am o părere bună despre demisia domnului Matei. Înseamnă că domnia sa a realizat că federația nu își atinge scopul și nu este ceea ce trebuie. Din păcate, am văzut și o revenire acum de curând. Îi port stima care trebuie domnului Matei, dar dacă are demnitate, ar trebui să-și mențină. Sigur că se mai aud zvonuri că sunt niște manevre, chestiuni de circ care nu și-au rost la o federație respectabilă cum ar trebui să fie FENEPAR-ul.